Și tema pentru seara aceasta, stabilită de frățiorii care au vorbit, a fost credincioșia. Fraților și surori, e important să înțelegem că există o diferență între credință și credincioșie. Credința este darul lui Dumnezeu. Vine Dumnezeu și ți-l dăruiește fără ca tu să faci ceva, dar gândiți-vă că într-o zi noi am făcut un legământ, cei căsătoriți, cu soția sau cu soțul, fiecare. Noi trebuie să ne păstrăm legământul care l-am făcut în familie, fraților și surori. Chiar dacă în timp și am întâlnit cazuri de oameni care spun, măi, nu mai pot iubi ca și la început. Asta nu e problema ta, pentru că sentimentele fluctuează, se urcă, coboară. Problema ta este, spune Domnul, că El a fost martor între tine și soția ta, căreia nu ești credincios. Aici e marea problemă. Deci noi, fraților și surori, nu ne luăm după ce se vede, după sentimente și după lucruri care fluctuează. Noi ne luăm după cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne veșnic, și după cuvântul care ni l-am dat. Dacă suntem oameni ai lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni de cuvânt. Asta înseamnă că suntem credincioși. Dacă am făcut legământ cu Domnul, fraților și surori, noi nu l-am făcut ca să ne meargă bine, că nu scrie în Biblie nicăieri lucrul acesta. Nu de aia m-am pocăit să meargă bine. Eu trebuie să-mi păstrez legământul cu Domnul și dacă merge bine și dacă nu merge bine. Eu trebuie să-i rămân credincios lui Dumnezeu. Amin? Și în favoarea acestei idei biblice, Evrei, capitolul 11, aș vrea să deschidem aici și să vedem oamenii credinței, Dumnezeu le-a dăruit credință, dar le-a dăruit-o pe baza credincioșiei lor. Ei au vrut să rămână credincioși lui Dumnezeu. Dacă tu vrei să rămâi lui Dumnezeu credincios și tu nu mai poți, vine Dumnezeu și face mai mult decât poți tu și îți dăruiește credință, slăvit să fie El. Și așa îi găsim aici pe oamenii aceștia extraordinari, fraților și surori. Când îi citim, spunem pe lângă ei, suntem pe nicăieri, dar Dumnezeu poate totul. Așa că haideți să citim puțin primul nume din lista aceasta frumoasă, Evrei capitolul 11, versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Fraților și surori, ce învățătură extragem de aici din versetul acesta? Că noi trebuie să rămânem credincioși în neprihănirea care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Fraților și surori, priviți-l pe acest om, este Abel. Un nume frumos, înseamnă suflare, abur trecător. Omul acesta, la un moment dat, a fost încercat de Dumnezeu tocmai în credincioșia lui. Am întâlnit tânăr care a spus așa: m-am supărat pe Dumnezeu că nu m-a vindecat și atunci vreau să mă las de Domnul că nu-mi face bine și vreau să mă duc la altul. La cine te poți duce la altul? Că dacă te duci la om și nu te duci la Domnul, poate că îl găsești pe diavolul acolo. Biblia spune că Abel a fost încercat tocmai în credincioșia lui și în neprihănirea lui. Și a venit vremea grea în care Abel, alături de Cain, aduc înaintea lui Dumnezeu o jertfă. Dumnezeu privește, spune Biblia, și să fim foarte atenți la cum citim în Biblie, Dumnezeu a privit la Cain și la jertfa lui, Dumnezeu a privit la Abel și la jertfa lui. Adică a privit la inima fiecăruia și după aceea la jertfa fiecăruia. Prin Adam, prin tatăl lor. E foarte clar textul de acolo. Dumnezeu
Le-a dăruit copiilor o învățătură corectă despre mântuirea care urma să vină prin Hristos Domnul. Citim în Geneza, în capitolul 3, că după ce primii oameni au păcătuit, Dumnezeu i-a mustrat, știți acolo cum a spus, i-a dat femeii o însărcinare deosebită, omului să-și câștige pâinea cu sudoarea frunții, pe șarpe l-a blestemat, șarpele a fost singurul blestemat, omul n-a fost blestemat, femeia n-a fost blestemată, Dumnezeu nu a rostit cuvântul te blestem, nu, n-a rostit așa ceva, pe șarpe l-a blestemat, dar pe om nu. Ori după ceea ce începe Domnul să vorbească acolo și o mică evanghelie, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, a spus el șarpelui, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Observăm că acolo nu spune semințele, ci sămânța, era vorba de Hristos, era o promisiune. După această promisiune spune cuvântul sfânt că Dumnezeu le-a confecționat oamenilor haine din piele. A luat Dumnezeu pentru prima oară în istorie un animal, probabil un miel, l-a sfâșiat în fața lor și le-a făcut haine și le-a spus cu alte cuvinte așa. În modul în care eu vă acopăr vouă goliciunea cu pielea asta care e însângerată, în același mod, într-o zi, fiul meu, mielul care ridică păcatul lumii, se va coborî într-o zi pe pământ. Va urca dealul căpățânii și vă va acoperi cu neprihănirea lui. Și au înțeles Adam și Eva că fără vărsare de sânge nu este iertare. Și au dus această evanghelie în familie și le-au spus copiilor, Cain dragă, Abel dragă, fără vărsare de sânge nu există iertare înaintea lui Dumnezeu. Dacă vreți să fiți iertați, priviți spre mielul lui Dumnezeu, uite ce promisiune ne-a făcut Dumnezeu, că într-o zi se va naște sămânța femeii și va zdrobi capul șarpelui. Și Cain n-a vrut să înțeleagă lucrul acesta. Și s-a dus în răzvrătirea inimii și a dus ce-o găsit el pe câmp. Nu sânge, cerea Dumnezeu sânge. A dus orice altceva, dar nu sânge. Abel în schimb. A zis, Dumnezeule, eu primesc evanghelia pe care mi-au spus-o tata și mama. Dumnezeule, eu știu că prin sângele fiului tău există iertare. Nu înțeleg multe lucruri. Dacă tata și mama mi-au zis că tu ai luat un miel într-o zi și i-ai îmbrăcat pe ei, le-ai acoperit goliciunea. Uite, eu iau cel mai frumos miel din turma mea, un miel fără cusur, îl pun pe altar și te rog să mă iert și să mă faci, să mă socotești neprihănit. Dumnezeu s-a uitat la inima lui Abel și a zis, te socotesc neprihănit. S-a uitat la inima lui Cain și a zis, nu pot să te socotesc neprihănit. Și Abel a ajuns jertfă. Jertfa fratelui lui, acel frate care se temea să ucidă un miel, nu s-a temut să-și ucidă fratele. Pentru că fraților și surori, Biblia spune foarte clar, Cain era de la cel rău. Dar noi în seara aceasta învățăm de la Abel următoarea învățătură pe care Dumnezeu ne-o dă. Noi trebuie să rămânem credincioși în neprihănirea pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu până la moarte. Dacă într-o zi Dumnezeu ți-a spălat păcatele cu sângele Fiului Său, nu te mai duce să te murdărești iarăși și să te scufunzi iar în mocirla lumii, ca să vezi cum te simți, o să te simți foarte rău și diavolul o să vină și o să te apese și păcatul o să-și pună amprenta asupra ta. Dacă ai fost iertat de Hristos, rămâi sub izvorul care curge din Golgota. Lasă-L pe Hristos să spele gândurile, vorbele, faptele și să rămâi până la capătul vieții iertat și mântuit. Amin? E foarte clar ce ne spune Domnul, fraților și surori. Îi rămânem credincioși lui Hristos, rămânem credincioși sângelui lui Iisus. Noi credem că sângele lui Iisus spală păcatele. Și în fiecare zi, fraților și surori, nu așteptați să vină seara, las că de seară mă rog ca Domnul să mă ierte pentru ce am greșit. Nu, nu, nu. Imediat ce a apărut un strop mic pe haina sufletului tău, imediat oprește-te, caută-ți un colț undeva retras, îndreaptă-ți gândul spre Dumnezeu și spune, Doamne, te rog frumos, iartă-mă și spală-mă cu sângele tău. Vreau să fiu curat. Și așa ne păstrăm haina curată.
Pentru că spune Domnul în Apocalips, în capitolul 7, cine sunt aceștia și de unde vin? Ei vin din necazul cel mare și și-au spălat hainele unde? În sângele mielului. Nu scrie acolo că și-au ferit hainele, că lumea asta e așa de murdară și de contaminată, că nu poți să stai fără să fii murdărit și pătat. Când eram copil, mămica punea prune într-o căldare mare și făcea silvoiz, știți, magiun, mai spunem noi. Și stropea peste tot dulceața de acolo din căldare. Nu puteai, oricât frecai în căldarea, nu puteai să stai fără să te umpli, să te stropești măcar de ceva care era înăuntru. Așa este lumea asta, fierbe noroiul în lume, fraților și surori. Și fără să ne spele Hristos, noi nu putem să rezistăm, fraților. Întâlnești azi o ispită, mâine o ispită, poi mâine o ispită și care-i diferența între tine care ești pocăit și n-ai luat un bolovan, un păcat mare, un păcătoi, cum zicem noi în spinare, că ai luat bob cu bob nisipul și ai un sac uriaș și greu de nisip pe care abia îl cari în spate. Păcatul de ieri, de alaltă ieri, de săptămâna trecută, de-alea mici, vulpi mici, spunem noi. Îți bobe mici, dar n-ai făcut un păcat mare ca altul pe care îl judeci. Ori Domnul vine și spune, nu așa. Noi nu trebuie să mai luăm nicio traistă în călătoria spre cer. Noi trebuie să luăm pe Hristos în inimă și atât. Amin? Doamne, cercetează-ne! Mergem mai departe și îl găsim aici pe Enoch, versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Credincioșie în umblarea cu Dumnezeu. La vârsta de 65 de ani, fraților și surori, Enoch avea copii, avea, că nu te împiedică copiii să fii pocăit, te împiedică o inimă rea și necredincioasă. Enoch avea copii, fraților și surori, avea familie și încă o familie grea, avea fii și fiice, spune Geneza capitolul 5. Dar într-o zi Enoch, la vârsta de 65 de ani, s-a hotărât să-L slujească pe Dumnezeu. Se retrăgea dintre oameni, căuta locuri singuratice, poate mergea în pădure, stătea cu fața la pământ și îl căuta pe Dumnezeu, venea înapoi în familie, își slujea familia, își căuta iară părtășie cu Dumnezeu. Și-a trecut un an, și-a trecut doi, și-a trecut 10, și-a trecut 100 de ani și oamenii îl judecau. Nu povestea cu oricine orice, el îl căuta pe cel nevăzut să stea de vorbă cu el. Și într-o zi, după 300 de ani, s-au uitat oamenii unul la altul și au zis, hai să râdem un pic de moșul ăsta, că prea mult se roagă. Și când să râdă de el, nu l-au mai găsit. Și l-au căutat și mormântul lui n-a existat și nu există nicăieri. A venit Dumnezeu acolo în părtășie cu el și a zis, te duc la mine acasă că-mi place de tine. Astfel de oameni dorește Dumnezeu. Nu un an, nu doi, nu 100, 300 de ani să nu te plictisești de umblarea cu Dumnezeu, frate și soră. Și asta o așteaptă Dumnezeu de la noi, să fim credincioși în umblarea cu Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sincer cu toate gândurile tale lui Dumnezeu. Nu-i pare rău când tu îi spui, Doamne, așa gând murdar mi-a trecut în minte, Doamne, și ți-l spun ție. Nu te ascunde de Dumnezeu, că oricum Dumnezeu știe tot ce gândești, știe tot ce gândesc. Dar haideți să fim credincioși în umblarea cu Dumnezeu. Toate dorințele noastre, toate cuvintele noastre, toate faptele noastre să le punem în prezența lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, alege Tu ce-i bun de aici și ce-i rău, Te rog, iartă și spală. Domnul să ne asculte și să ne ajute. Apoi îl găsim aici, fraților și surori, pe Noe. Ce să mai vorbim, versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă, a făcut, spune, uite, credincioșia este o problemă practică, fraților și surori, practică. Nu venim la biserică din punct de vedere teoretic, suntem aici, fraților, n-am venit doar teoretic, am venit practic.
Picioarele noastre au călcat pe pământul lumii acesteia și am venit și suntem aici. Dacă am venit aici, noi nu-L iubim pe Dumnezeu din punct de vedere teoretic. Noi vrem să-L iubim practic. Spune despre Noe că atunci când a auzit vocea lui Dumnezeu, plin de o frică sfântă, a început să facă. Și gândiți-vă, Noe, da, Doamne, Noe ia un ciocan, bine, Doamne, l-a luat. Noe mai ia un ferăstrău, bine, Doamne, l-a luat. Doamne, dar eu nu mă pricep la tâmplărie, nu contează Noe, du-te în pădure. Și merge Noe acolo și taie o scândură și mai taie una și mai taie una și începe cu ciocanul să lucreze. Și face o corabie uriașă. Unde, mă, noi o fi venit unii să-i spună? Unde e apa? Că o corabie trebuie să o pui la țărmoape, să o împingi așa cumva acolo. Noi o zis, asta nu-i treaba mea. Treaba mea este că am făcut ce mi-a zis Dumnezeu. Uite, pocăința și credincioșia față de Dumnezeu este ceva practic. Ori venit în timpul lui, gândiți-vă, ia Noe, ia smolă și dă-i cu smolă acolo. Ori venind, măi, Noe, dar ce e aici, măi, ăsta e un sicriu uriaș, uite ce negru e, uite ce urât e. Fraților și surori, credincioșia lui Noe față de Dumnezeu l-au ridicat la o așa înălțime, la o așa sfințenie, încât nu copiii au ascultat de el să intre în corabie, animalele din pădure. Cine a mai auzit leu, ursul, tigrul să nu-l sfâșie pe om și să asculte de un om și să intre în corabie? Cine? Uite, aici este Noe, care stă înaintea noastră ca un exemplu de neprihănire și de frică de Dumnezeu. Un om care a ascultat practic. Când i-a zis Dumnezeu, Noe, vezi că vin animalele, i-a zis, bine, Doamne, deschid ușile corabiei și au început să vină animalele și Noe le-a primit pe toate în corabie, nu i-au făcut nimic rău pentru că Noe se temea de Dumnezeu. Și așa frică emana din inima acestui om în jurul lui, încât și animalele se temeau de el. Fraților și surori, ce frumos ar fi să ajungem la o așa talie spirituală. M-a fost Sadhu Sundar Singh, nu de mult. Secolul trecut, omul acesta, în timp ce se ruga și avea părtășie cu Dumnezeu, era un ucenic de-a lui, pe care îl învăța el ce să citească în Biblie, așa, așa, erau găzduiți amândoi într-o casă, omul lui Dumnezeu a ieșit afară să se roage la rădăcina unui copac și ucenicul se uită pe geam să vadă unde mi-e profesor. Și când se uită, Sadhu Sundar Singh la rădăcina copacului, se ruga lui Dumnezeu cu foc. Și lângă el o panteră, aproape gata să sară pe el. Și el cu ochii închiși și se ruga lui Dumnezeu și ucenicul a lemnit la geam și a zis, gata, s-a terminat. Și prin rugăciune, Duhul Sfânt îl inspiră pe omul lui Dumnezeu, ia întinde tu o mână și întinde mâna spre panteră. Și fiara asta sălbatică, care n-avea milă de nimeni și de nimic, se culcă la picioarele lui ca o pisică. Dar cum e asta? Atunci când te temi de Dumnezeu, Dumnezeu seamănă frică de om în animalele din jur. Așa a spus Domnul, după ce s-a terminat cu Edenul și au plecat oamenii, voi pune frică de voi în animalele din lumea asta. Ori, fraților și surori, haideți să învățăm și de la Noe. Prin ceva practic a început să-și exercite credința. A făcut un chivot. Nu conta că alții îl numeau, cum îl numeau, pentru el era un chivot și și-a scăpat familia. Apoi îl găsim pe Avram în versetul 8, prin credință când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Dacă îl întrebai pe Columb, băi, unde te duci? Spre America. Da, nu așa zic. Mă duc spre India. El credea că merge spre India. Și-a găsit America și când a venit de acolo le spunea la toți prin Europa, am descoperit India. Dar nu era India, era America. El s-a dus și nu știa unde se duce. Dar nu s-a dus cu Domnul, că până la urmă a sfârșit-o foarte rău. Dar Avram, omul lui Dumnezeu, a plecat de acasă din Ur, din Haldea și Dumnezeu nu i-a spus, du-te, Avrame. Și i-a spus, vino, știți ce înseamnă asta, o bucurie mare pentru noi.
Înseamnă că Dumnezeu stă la capătul călătoriei și tu când faci legământ în apa botezului cu Hristos, prin sângele Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, El stă la capătul călătoriei în cer la dreapta Tatălui. Și nu-ți zice, du-te mă omule spre cer. Nu, hai, vino, vino, că așa i-a zis Dumnezeu lui Avram. Vino, Avrame, ieși din țara ta, din rudenia ta și vino într-o țară pe care ți-o voi arăta. De ce? Eu te aștept acolo. Și ajungea Avram într-un loc și ridica un altar să vadă nu cumva Dumnezeul ăla care m-a chemat îi aici. Și mergea mai departe, mai ridica un altar, se ruga, Doamne, nu cumva ești aici? Și venea Domnul și vorbea omului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știți ce înseamnă asta? Credincioșia față de Dumnezeu înseamnă ascultare. 100% ascultare. Că într-o zi l-a pus la probă Dumnezeu pe Avram și i-a zis, Avram, ia-ți pe copil și adu-mi el jertfă. Și a zis Avram, zice, bine, Doamne, te ascult. Și l-a ascultat pe Dumnezeu. L-a ascultat. Pentru că, vedeți, credincioșia înseamnă ascultare 100%. Și Dumnezeu l-a scos pe Avram din impasul ăsta, dar spune aici Biblia, o taină, nu o știam dacă citeam numai Geneza. Ce era în sufletul și în mintea lui Avram? Ce credință avea? Dacă mă duc acolo, îl pun pe copilul meu pe altar și îl jertfesc lui Dumnezeu, rămâne cenușă. Dumnezeul care mi-a promis că voi avea un copil, o sămânță, ia cenușa, suflă peste ea cum i-a suflat lui Adam suflare de viață nări și mi-l dă înapoi pe Isaac. Așa că eu mă las în brațul Domnului și Dumnezeu a venit și a rezolvat situația. Fraților și surori, haideți să ascultăm de Dumnezeu, amin? Și avem și pe o creștină aici, surorile sunt în mijlocul nostru, uite-o pe Sara. Sara și-a demonstrat credincioșia atunci când nu erau mari făgăduințe, era o făgăduință mare, dar n-a crezut-o. Și Dumnezeu a mustrat-o. Și credincioșia trebuie să-ți o arăt și când te mustră Dumnezeu. Când Dumnezeu are ceva de mustrat în tine, atunci tu trebuie să fii credincios lui Dumnezeu. De ce a râs Sara? A zis, eu n-am râs, Doamne, și mințit beata de ea. O zis, ba da, ai râs, dar ea de frică o spus ce o zis și o zis, Domnul, ba da, ai râs. Imediat după ce i-a confirmat Domnul că a râs și ea a știut că Dumnezeu are toată știința în cer și pe pământ și puterea, a zis, eu cred. Și aici în Evrei, frumos spune despre ea în capitolul 11, prin credință. Nu s-a uitat la trupul ei care era trecut și a zis, eu mă bazez pe ceea ce mi-a zis Dumnezeu. M-a mustrat, slăvit să fie El că mă mustră, copilul lui, sunt fica lui, bine că m-a mustrat Dumnezeu. Decât să nu-ți vorbească Domnul, mai bine să te mustre Domnul, frate și soră. Și după ce a mustrat-o, a intrat Duhul de credință în ea și a zis, eu cred că o să am un copil. Și l-a avut pe Isaac pe brațe și așa s-a bucurat de mult că i-a pus numele Râs. Râs. Așa i-a pus nume. Isaac înseamnă râs. I-a pus nume în cinstea greșelii ei de altă dată. Am râs atunci, hai să-i pun numele ăsta Râs, ca să știe toată lumea ce a greșit Sara. Fraților și surori, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și aș vrea să facem o rugăciune de mulțumire pentru seara aceasta. Domnul să binecuvinteze adunarea Lui cu pace. Amin. Ne rugăm cu toții.